5.000 de like-uri la ultimul video cu David Miculescu, jucătorul celor de la FCSB, și așa cum am promis, ducem această serie mai departe cu un alt jucător de la FCSB, unul dintre preferații voștri. Este vorba despre Octavian Popescu, pentru care astăzi o să am un challenge contra cronometru. Știu că lui Tavi îi place foarte mult de Neymar, este jucătorul lui preferat, așa că într-un minut după ceas o să-l rog să-mi spună cât mai mulți jucători de la Naționala Braziliei, iar eu va trebui să-i cumpăr în FIFA și să construim echipa celor mai tari jucători din Brazilia. Așadar, dacă vă doriți, poate chiar mâine un nou episod cu un alt jucător de la FCSB. Haideți acolo din nou cu 5.000 de like-uri. Cum ați reușit 5.000 de like-uri? Fratele vostru postează un alt episod cu un alt jucător de la FCSB. Și vreau să vă mulțumesc din nou pentru cei 210.000 de abonați. Haideți puternic acolo cu butonul de subscribe să reușim 220.000 poate până la finalul lunii, dar totul depinde de voi, bineînțeles. Dar înainte să începem acest video, că tot au jucat cei de la FCSB versus Sepsi aseară, înainte de meciul lor am filmat câteva clipuri speciale alături de jucătorii de la Sepsi, unde am provocat la 5 probe nebune cu fotbal, așa că în această săptămână vom avea un video în fiecare zi alături de jucătorii de la Sepsi, dar pe canalul de YouTube al celor de la Superbet, așa că vă invit pe toți, după ce vizionați acest video, să mergeți în descriere, avem deja primele două clipuri, și să apăsați acolo puternic pe butonul de like și de subscribe. Am început în forță aceste probe, plus de asta rola Nitsuli ne demonstrează că este unul dintre cei mai buni portari din Superliga la jocul de picior. Nu vă dau mai multe detalii, vă invit chiar acum în descriere, iar noi haideți să începem să construim echipa. Avem squadul pregătit, Tavi Brazil acolo vedeți cu stema FCSB și am ales pentru astăzi formația 4-3-3, o formație ofensivă, așa cum știu că îi place lui Tavi și ce să zic. Haideți direct să ne teleportăm la baza sportivă FCSB. Te salut, Tavi! Fii atent! Astăzi am pentru tine o întrebare simplă. Știu că ți-ți place foarte mult Neymar, știi jucătorii lotului din Brazilia și aș zice așa, să ne spui cât mai mulți jucători de la lotul lor de la campionatul mondial. Când ești gata, ai un minut la dispoziție. Ești pregătit? Da. 3, 2, 1, start! Ederson, Alisson, Dani Alves, Danilo, Éder Militão. Cine spunea despre Tavi că e timid, că nu vorbește? Direct 4 jucători de la Naționala Braziliei, unul după altul. Nici n-am avut timp să respir. Așa că începem direct în forță cu portarul titular de astăzi. L-a zis primul pe Ederson, ținem cont și băgăm cea mai bună variantă a lui. Direct Ederson de 91. Și acum mergem să-l cumpărăm și pe Alisson, portarul nostru de rezervă de astăzi. Gata, l-am cumpărat frumos. Îl băgăm în echipă. Bum, frumos și Alisson. Acum Dani Alves, cumpărăm cel mai bun card al lui. Că tot l-am pus să zică jucător de la Cupa Mondială, vom cumpăra direct cardul varianta FIFA World Cup, singurul card al lui Dani Alves din FIFA. Ia să vedem, 106. Ăsta să fie. Bam, l-am cumpărat direct. Și am mai zis, parcă Danilo, nu? Mergem și la Danilo să-l cumpărăm. Știu că are card din form Danilo. Direct pe poziția de CB. Bam, direct și Danilo. Mamă, avem apărare forță direct. Dani Alves intră în echipă. Danilo intră și el. Bam. Și Éder Militão, corect? Așa a zis. Éder Militão intră și el în echipă. Deja câți? Mamă, 5 jucători în mai puțin de 5 secunde, ați văzut? Hai să continuăm. Bremer. Ok, perfect. Thiago Silva, Marquinhos. Am crezut că a terminat cu apărarea, dar continuă Bremer, Thiago Silva, Marquinhos. Și că tot avem promoția Food Birthday în desfășurare. Îl băgăm frumos pe Militão aici și direct Marquinhos Food Birthday intră în echipă cu cardul lui de 91 direct. 3 steluțe la Skill Moves, dar 5 steluțe la Weak Foot. Și acum haideți să-i cumpărăm pe Bremer și pe Thiago Silva, care vor fi super saburi astăzi. Gata și Thiago Silva, perfect. Și acum Bremer am mai zis, nu? Cred că nu e scump Bremer ăsta. Bremer, ia să vedem. Ce carduri are Bremer? Wow, UEFA Champions League. Îl luăm direct. Îl luăm direct pe cel UEFA Champions League, dacă are card așa, cu shadow pe el direct. Acum trebuie să mă gândesc bine. Care ar fi cei mai buni în apărare? Oare Bremer mai bun decât Danilo? Ia să verificăm. Na, după cum puteți vedea, este mai bun Danilo, așa că o să jucăm cu Danilo titular. Vreau să avem cea mai bună echipă. Deci doar jucători speciali, cei mai buni, să rupem cu echipa asta. La final o să am și un challenge în care o să includ și un abonat. O să vedeți despre ce este vorba, așa că rămâneți până la finalul clipului și ia să vedem cine mai alege Tavi. Teles. Bun. Casemiro. Bun. Fred. Teles, Casemiro, Fred. Totuși, aici pe poziția de left back erau puține opțiuni, foarte, foarte puține. Nu știu dacă Teles are un card special, dar îl vom cumpăra pe Teles, Casemiro și Fred. Așadar o să avem 2 mijlocași de la Manchester United. Te pup, Tavi! Teles, direct cardul lui Food Birthday îl cumpărăm, care rupe, uitați-vă cât de bine arată. Mamă, mamă, și ce echipă ne facem astăzi, uitați-vă și voi. Teles, Casemiro, perfect. Și acum Fred. Fred, direct de 84. Doar jucător special, voi vedeți? Vorbim doar despre jucători speciali. Martinelli, Rafinha, Antony. Martinelli, Rafinha, Antony. Direct pe poziții spune. Left mid, right mid. Hai să-i cumpărăm. Martinelli check. Pe Rafinha luăm tot UCL, chiar dacă din păcate Barcelona nu mai este în UEFA Champions League. Măcar așa să ne amintim de vremurile bune, dar o să revină Barcelona, ați văzut. Așa că îl adăugăm pe Martinelli. Stați să îl punem pe poziția lui frumos. Left wing, perfect. După, pe partea dreaptă, Rafinha sau Antony. Îmi pare rău pentru fanii Barcelonei momentan. Îl vom băga și pe Rafinha. Băgăm aici frumos Brazilia. Sau nu, mă, de fapt îl băgăm pe cel mai bun. Rafinha ar fi una dintre variante. Și a doua a zis Antony, da? Jucătorul celor de la Manchester United. Hai să vedem care e mai bun, pe acela îl băgăm. Amândoi 86, dar pare a fi mai bun Rafinha. Pare a fi mai bun Rafinha, așa că o să jucăm prima repriză cu el. Îl băgăm aici frumos. Antony super sub, nu mă supăr, nu mă deranjează. Echipa arată genial cu oricare dintre ei. Ia să vedem, Tavi, ce ne mai spui tu acolo? Câți jucători mai știi, mă, Tavi? Vinicius, Neymar, Jesus. Și iată că vine artileria grea, fraților. Neymar, Vinicius, Jesus. Așa că Martinelli, super sub, tati. N-am cum să nu joc cu Neymar titular, jucătorul lui preferat, și Vinicius. Îl luăm și pe Vinicius și îl băgăm și pe Laici. Și dacă tot ne facem echipă top, direct Jesus wants to watch, nu mai stăm la discuții. Cât costă? 117, 118, mai scump, 128. Mă, cât costă ăsta? 131, 131 și cu Hunter. Te pup, Marcel, mulțumesc frumos pentru cont. Vinicius, așa cum zice Tavi, intră ca titular direct cu Neymar. Bum, bum. Hai, Tavi, ce ne mai dai? O, fraților. Și mai un portar din Everton, Pedro, atacantul ăla. Da? Așa. Mamă, cât ți-a știut, nu vine să cred. Vreo 14, 15. Și mai, cum adevărat, sunt 25 în total, gândește-te. Și mai ai 30 de secunde, mai gândește-te. Care ar mai fi, care ar mai fi? Corect, Guimarães. Din păcate, Everton și cu Pedro nu au card în FIFA, au avut doar cardul acela World Cup în perioada Cupei Mondiale și acele carduri au dispărut între timp, dar parcă a știut Tavi că aici la mijlocul terenului ne mai lipsește cineva și le alege pe Bruno Guimarães, jucător direct Food Birthday, care uitați-vă cum intră și ce echipă avem în acest moment. Vă zic sincer, nu-mi imaginam că o să construim o asemenea echipă full special, mai puțin Neymar, cardul special. Știm foarte bine, are poziția de cam. Și mai avem jucători aici disponibili. Tavi, mai știi sau gata, ne oprim aici? Mai fi, cred că cel căruia ai tricoul lui de la West Ham, l-ai zis? Paqueta, bravo. Paqueta, bravo. Aici l-am ajutat eu puțin, deoarece știam de la Dani, fratele lui, că a primit tricoul lui Paqueta după meciul cu West Ham de acasă, de la Londra. Așa că vom merge și îl vom cumpăra direct pe Paqueta Conference League din perioada când i-a dat tricoul lui Tavi. Îl cumpărăm direct pe acesta. Ia să vedem cât e aici. 65, 66, 65 direct aici. Cu Shadow. Bun, bun cardul ăsta. Chiar l-am și eu în echipa mea. Și mai știm vreunul. Mai avem 10 secunde, Tavi. Ia să vedem. Antony a zis, parcă nu a zis. Antony a zis, da, ai zis. Da. Sau dacă n-a zis, oricum da, și Antony. Felicitări, Tavi. Credeți-mă, peste așteptări. Și peste 15 jucători a știut. Dar zi-mi sincer, câți din FIFA sau în realitate? Și, nu? Și. Și cam asta a fost, fraților. Parcă a știut că trebuie să completeze un squad. Să zicem că a mai rămas doar unul, Paqueta aici. Și nu cred că se accidentează portarul. Îl băgăm frumos aici, poate jucăm și cu el. Și așa cum am promis, astăzi, alături de fratele meu Adrian Stoian de pe live-uri, vom face o surpriză unui abonat. Dacă voi câștiga meciul de astăzi, va trebui să cumpără produse sportive în valoare de 100 de euro și să merg să-i le duc personal. Vom face un abonat fericit, dar mai întâi hai să câștigăm meciul cu Neymar acolo capitan. Tavi, sper că ne poartă noroc. Hai să vedem adversarul de astăzi. O, Paris Saint-Germain. Hai să vedem echipa. Loris, mamă, Van Dijk, Maldini, Neymar, Mbappé, Ronaldinho, Casemiro și Ginola ăla mă fac că nu-l văd. Ok, meci greu astăzi. Echipa lui Tavi versus o super echipă. Dar am încredere în brazilienii noștri. Am încredere, tata, ia uitați. Uitați-vă și voi, Rafinha. Ce facem, mă? Am mutat portarul? Băi, așa ușor să câștigăm astăzi? Am mutat portarul, ați văzut? A crezut că trag pe colțul lung. Nu, că nu iese. L-am păcălit, înseamnă. Ok, începem în forță rău de tot. Mamă, mamă. Bye, bye. Rafinha, omul meciului, și eu nu voiam să-l bag. Rafinha, omul meciului. Ia să vedem, dăm un gol cu Neymar. Hai să vedem o faza la Neymar acolo. Neymarito. Și... a apărat portarul. Mamă, deci se aruncă haotic portarul, ați văzut? Bine, Teles. Bine, Teles. Și Jesus. Jesus, nu vine să cred, ratează Jesus. Dacă îi mai dau un gol, iese. Dacă îi mai dau un gol, iese, ascultați-mă. Și penalti, penalti, nu? Penalti, da. Cine bate? Se știe. Se știe, direct Neymar. Hai, Neymarito. Hai, tată. Hai cu victoria. Hai cu victoria, pentru Tavi golul ăsta. Pentru Tavi golul ăsta. Tavi, te uiți la clip, da? Neymar pentru tine, uite. Vinclu curat, Neymar. 2-0. Și cum ar fi un rage quit minutul 7. Ca acum 2 episoade, rage quit rapid. Mă, ador clipurile astea. Față data trecută cu David Miculescu ne-a închinuit ca lumea. Acum totul e mult mai rapid. Te rog, Doamne, ești, te rog. Nu iese, mă, ce face? Nu vrea să iasă, fraților, uitați-vă. Nu vrea să iasă. Ce fundași laterale avem. Dani Alves și Teles. Cardurile alea bombă. Aolo, s-a enervat, fraților. Am zis că e mai simplu. De ce mă... Guimarães. Două dribbling-ul lui Guimarães. Jesus. În vinclu. 3-1. 3-1 Gabriel Jesus. Și recunosc, a fost kick-off glitch. Recunosc, deci eu când e recunosc. A fost kick-off glitch, gol frumos marcat acolo de Jesus. Teles, nu degeaba am dat atâția bani pe tine. Teles, Food Birthday marchează. E prima dată când joc cu cardul ăsta, dar chiar arată bombă rău de tot. E și scump, dar eu zic că merită. Uitați-vă și voi. Shooting, tot ce vreți are. Hai, Jesus. Neymar, du-te cu ea în poartă. Intră cu ea în poartă. Așa, mă, tată, mă. 5-1. Și repet, acest scor este pentru o faptă bună, fraților. Și este gata. Rage quit, 5-1. Victorie. Și așa cum am promis, vom face o faptă bună acum. Am aflat despre un abonat că își dorește foarte mult o pereche de ghete, o minge și un tricou de fotbal. Și fără să știe, vreau să merg să-i fac o surpriză. Voi merge chiar acum la el acasă. Stă undeva lângă București. Și voi duce eu personal aceste produse. Să sperăm că o să se bucure. Nu știu dacă pot să-l filmez pe el sau nu, deoarece, repet, este o surpriză. Dar așa cum am promis, terminăm acest video cu o faptă bună. Și așa cum am promis, promisiunea este promisiune. Suntem în fața casei unui abonat, Andrei îl cheamă. Și am pregătit aici un pachetel cu o minge Puma, varianta aceasta cu Neymar, cred că o știți deja. Un tricou Adidas cu Germania. Și am aflat că el își dorește foarte mult o pereche de ghete Adidas. Le-am pregătit aici, avem tot pachetul pregătit și vom merge chiar acum să-i le oferim. Îi facem ziua mai bună, let's go! Uitați-l acolo, mă așteaptă, îl vedeți, da? Se vede? Mergem direct să-l surprindem, stați așa să ne calce mașina înainte să-i dăm coletul ăsta frumos. Gata, fraților, i-am oferit, s-a bucurat, mă știa, bineînțeles, am făcut și o poză cu el frumos acolo. Așadar, obiectiv îndeplinit. Dacă v-a plăcut acest video, haideți cu un like puternic acolo și cu un subscribe. Și voi, dacă puteți să faceți o faptă bună, oricând, faceți-o din suflet, pentru că Dumnezeu e sus și vă vede. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat, pa, pa!